Comandantul brigăzii 36 de pușcași marine ai Forțelor Armate Ucrainene, unul dintre cei circa 1000 de militari ucraineni care s-au refugiat în interiorul oțelăriei Azovstal din Mariupol, a lansat un nou apel la ajutor la câteva ore după plecarea ultimilor non-combatanți. Volinsky a declarat că oamenii săi nu pot decât să spere la un miracol. Iadul este în Azovstal. Militarii ucraineni cer să fie salvați. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că ar trebui să aibă loc negocieri care să permită ultimilor militari ucraineni baricadați în oțelărie, unde se află de săptămâni bune, să plece de acolo, însă Moscova nu a dat niciun semn că ar fi de acord cu astfel de negocieri. Volinsky a scris că 3 dintre militarii săi au murit și 6 au fost răniți sâmbătă în timpul operațiunilor de evacuare a civililor. Pare că am nimerit într-un reality show din iad în care noi, soldații, luptăm pentru viețile noastre și întreaga lume urmărește acest episod interesant, s-a plâns Volinsky. Durere, suferință, foame, nefericire, lacrimi, temeri, moarte. Este totul real, a adăugat el, postând și o fotografie cu el, în care apare nebărbierit, cu ochii încețoșați și cu o aparentă rană la nas.